S-a tot jucat cu o bandă de hârtie, a îndoit-o la un capăt și a lipit-o de celălalt capăt. Surprinzător, noul obiect a căpătat proprietăți miraculoase având o singură parte. Mai frumos e că dacă se taie longitudinal pe mijloc această nouă bandă, nu se obțin două, cum ne-am așteptat, ci tot o singură bandă dublă ca lungime. Puteți încerca asta singuri acasă. Eliot era de părere că vasta acumulare de cunoștințe sau cel puțin de informații din secolul XIX este responsabilă și de vasta ignoranță întâlnită de atunci tot mai des. A fost sedus și de național-socialismul german din prima jumătate a secolului trecut, caracterul formal sau angajant al adeziunii sale la Partidul Nazist fiind încă subiect de dispută printre biografi. Celebra rapsodie albastră a fost compusă la comanda unui director de orchestră care dorea o piesă instrumentală pentru formația sa. A fost unul dintre acei mari poeți mici care visa un cer tăcut printre miresme mii, o mare grea de lunecări albastre, la zei nespus de triști și de târzii și la tăceri înfiorate la dragostele noastre. Este antrenorul de handbal care a cucerit cele mai multe titluri mondiale, 3 cu echipa feminină și 4 cu cea masculină. A practicat și basketul și rugby-ul, având regretul că nu a scris și cărți despre experiența sa în aceste sporturi. Și-a dedicat 3 decenii din viață revistei Cronica, unde a fost secretar general de redacție și redactor șef adjunct, și încă un deceniu revistei Dacia Literară, ca redactor șef. Este autorul unor importante cărți de critică teatrală și cinematografică. Dacă în primele sale opere s-a orientat spre tradiția muzicii vest-germane, după 1905 a fost interesat de muzica populară maghiară, românească și țigănească. A câștigat de 4 ori premiul Grammy, fiind nominalizată de alte 8 ori. Se spune că producătorii filmului Evita au dorit-o inițial în rolul principal. Până la urmă a fost Madonna. A făcut cunoștință cu gimnastica la 8 ani în Iași, primul antrenor fiind Octavian Ungureanu. Singurul regret al lui și al nostru este că nu a reușit să câștige aur la Olimpiade. La Montreal a fost cel mai aproape, dar a concurat în finală, având ruptură la biceps. Moravia s-a apucat de scris pentru că o infecție a oaselor picioarelor l-a ținut în sanatorii aproape 9 ani. În ciuda scepticismului filozofic și politic, în ultimii ani ai vieții a fost ales în Parlamentul European. Opera principală a profesorului de limbă și literatură engleză o reprezintă manualul de învățare acestei limbi, reeditat de multe ori. Din 1992, titlul cărții poate fi interpretat la propriu. Mezinul cuplului dictatorial a primit 5 ani de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Regimul de viață dezordonat și plin de vicii l-au condamnat la un diagnostic fatal, ciroză hepatică. Cunoscut și îndrăgit ca actor, americanul s-a remarcat și prin acțiuni de binefacere, dar și prin activități generatoare de multă adrenalină. Ca pilot de curse a obținut numeroase titluri de campion în competițiile americane. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.